Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa. Omul care începe să își poarte crucea, începe încet, încet, bine să zic așa, în chip firesc, crește duhovnicește și începe să vadă lucrurile, încercările, bolile, suferințele ca medicamente pe care dragostea lui Dumnezeu le dă sufletului să-l scoată dintr-un anumit context, dintr-o anumită cale rătăcită, dintr-o anumită înțelegere greșită, dintr-o anumită atitudine a inimii greșită sau așa mai departe. Thank you.